Și carnea, cum o păstrați? De la Crăciun îl mâncați tot porcul atunci? Înainte, cum să vă spun, se punea la fum, în pod, s-a fumat și o țineam pe o prăștină afumată acolo, când mucegăia, când... Iar acum s-a schimbat treburile. O afumăm un pic și o prăjim și o punem la căldare. Cum, în căldări? Chiar căldare așa? În da. Căldare? În dar... canistri, cu căpac, acolo, cu ceea și o cuprindem cu untură și o lăsăm acolo. Și când o foloseați? Când o mâncați? Când n-aveam ce mânca, fugeam la căldare. Dar nu era o mâncare pe care o lua lumea la câmp înainte, specifică, că era da, mai păi, simplu de da făcut? Da, cum? Primăvara scoteam de colo carne de la căldare și era lobâdă prin grădină, se făcea așa înaltă, galben. Și cu lobâdă făceam porș, făceam tocană cu cartofi, cu